Cele mai multe firme românești nu au luat niciun fel de măsuri de securitate suplimentare în contextul în care, pe fondul pandemiei, au adoptat munca de acasă. Experții afirmă că fără măsuri de management al securității informațiilor, există riscul ca aceste companii să sufere pierderi majore dacă informațiile de business sau datele cu caracter personal fac subiectul unor breșe de securitate. Schimbările legate de munca de acasă s-au făcut de la o zi la alta și nu au avut timpul și resursele necesare să adapteze corespunzător măsurile pentru securizarea activităților online. În plus, ar fi trebuit ca angajații să beneficieze de instruire pentru noua realitate digitală, însă nu au buget.